Salutare tuturor! 28 ianuarie 1865. În România a fost întemeiată din inițiativa lui Constantin Sarcu, a doctorului Nicolae Crețulescu și a lui Vasile Alexandru Urechea, Societatea Culturală Ateneul Român. Încă de la începutul activității sale, societatea și-a propus să construiască un edificiu propriu care va fi un adevărat templu al artelor, științei și culturii românești. Domnul Sarhu a afirmat că edificiul va fi închinat în exclusivitate artei și științei, deci arhitectura va trebui să corespundă acestei destinații. Locul unde s-a ridicat Ateneul Român aparținea familiei Văcăreștilor. Conform concepției Societății Culturale Ateneul Român, s-a inițiat o listă de subscripție națională pentru strângere de fonduri. Dați un leu pentru Ateneu. Iar în anul 1886, arhitectul francez Albert Galeron va elabora un proiect avându-i alături pe marii arhitecți ai epocii, Grigore Cerchez, Constantin Olănescu, Ion Mincu, Ion Grigore Cantacuzino. În 1888 a fost dat în folosință parțial, lucrările continuând până în 1897, datorită lipsei de fonduri. Beneficiind de această sală, societatea Ateneul Român și-a diversificat activitatea în sălile Ateneului, având loc conferințe, concerte simfonice ale societății filarmonice române, înființate în 1868 de către Eduard Bachman, precum și expoziții de pictură începând din 1894, anualnele oficiale de bele arte din București s-au desfășurat în această sală. De altfel, Orchestra Filarmonicii va concerta permanent imediat după darea în folosință a sălii, în 1888, până în ziua de azi. Deși astăzi, când spunem Ateneul Român, ne gândim la zona centrală a Bucureștiului, în 1886, atunci când s-a început construcția sa, amplasamentul a fost vehement criticat căci locul ales era socotit ca fiind prea departe de centrul orașului și foarte greu de ajuns, mai cu seamă iarna. Nu avea statul destule terenuri centrale, trebuia oare neapărat ales acest loc la marginea orașului? Fondurile necesare pentru construcția orgii de concert au fost strânse la inițiativa lui George Enescu, se spune, în anul 1935. Din anul 2007, Ateneul Român este una dintre clădirile care fac parte din patrimoniul cultural european.